Te-ai întrebat vreodată cât de veche este ea Românească? Dacă a fost creată în urmă cu sute de ani sau dacă are o vechime de câteva milenii? Ei bine, studiind artefactele antice aduse la lumină în fostele cetăți ale getodacilor de acum peste 2000 de ani, descoperim cu uimire o piesă metalică cu un basorelief în care este reprezentată o femeie cu păr lung și cozi împletite, îmbrăcată într-o cămașă care seamănă izbitor cu o ie din zilele noastre. Privind construcția iei antice, dar și modelele cu care este decorată, este aproape imposibil să nu o legăm de moștenirea noastră culturală. Într-atât de asemănătoare este această imagine, cu o româncă îmbrăcată în ia tradițională. Artefactul getodacic la care fac trimitere a fost descoperit pe teritoriul Bulgariei, la Galice, foarte aproape de Dunăre, într-o așezare getică și este datat ca aparținând perioadei secolelor 2-1 înaintea erei noastre, adică are o vechime de 2100-2200 de ani. Este vorba despre o faleră din argin cu un diametru de 18,3 cm, în care este reprezentat în relief un bust de femeie. Acum, desigur, cârcotașii sau ignoranții vor spune că, dacă a fost descoperită în Bulgaria, nu are nicio legătură cu spațiul românesc de astăzi, sau că, în orice caz, este o apropiere forțată. Așa să fie? Evident că nu. Regele Getodac Dromihete. Care a trăit la intersecția secolelor al IV-lea și al III-lea înaintea erei noastre, stăpânea teritorii consistente și la sudul Dunării, în Bulgaria de astăzi. Regele Getodac Burebista, care a domnit între anii 82 și 44 înaintea erei noastre, stăpânea un teritoriu de câteva ori mai mare decât România de astăzi, inclusiv o parte din peninsula balcanică. Adică, și toată Bulgaria de acum. Pe vremea lui Decebal, la sfârșitul secolului I era noastră și începutul secolului II, izvoarele istorice vorbesc despre neamuri getodacice atât la nord cât și la sud de Dunăre. Tocmai de aceea, ținând cont de faptul că, dincolo de diverse alte influențe genetice și culturale suferite de-a lungul timpului, românii de astăzi, au o consistentă moștenire getodacică, nu este deloc prea îndrăzneț să spunem că artefactul getodacic de la Galice ne prezintă cel mai vechi model de ie pe care îl cunoaștem și că poate fi considerat ca făcând parte din patrimoniul cultural al românilor moștenitorii principali ai culturii getodacice.